România ocupă prima poziție în Europa în ceea ce privește impactul puternic al sărăciei asupra copiilor și tinerilor. Un plan de măsuri pentru a îmbunătăți viața copiilor în acest sens va costa 1 miliard de euro până în 2030, bani prevăzuți din fonduri europene, conform euronews.ro. Cea mai înaltă incidență a sărăciei s-a înregistrat între anii 2018 și 2021, fiind afectați 3 din 10 copii în vârstă de până la 18 ani. În anul 2021, 41,5% dintre copiii și tinerii români din grupa de vârstă 0-17 ani se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială, România înregistrând cea mai ridicată rată dintre țările Uniunii Europene, urmată la distanță de Spania cu 33,4%. Persoanele neasigurate vor avea aceleași drepturi ca și persoanele asigurate. Cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate au declarat că se dorește semnarea unui nou contract începând cu data de 1 iulie, care va avea o serie de modificări, dar nu spectaculoase, și care va avea cam aceleași valori ca și actualul. Prin noul contract însă, de la 1 iulie 2024, românii neasigurați vor beneficia de exact aceleași drepturi ca și cei neasigurați și, de asemenea, există promisiunea Băncii Mondiale că vor fi plătite aceste servicii. În România, aproximativ 200 de pacienți au obținut decontarea tratamentului oncologic în instanță. Pacienții de cancer dau în judecată statul român pentru că acesta nu compensează tratamentele de care au nevoie, ele fiind foarte scumpe. Unele medicamente oncologice costă câteva zeci de mii de lei, bani pe care cei mai mulți bolnavi nu reușesc să-i strângă la timp pentru a-și continua tratamentul. Potrivit Eurostat, în țara noastră mortalitatea prin cancer este cu 7% mai mare decât media Uniunii Europene, iar după datele Institutului Național de Sănătate Publică din România, cancerul pulmonar se menține drept primă cauză de deces în țara noastră.